Aș vrea să aceasta să vă invit și acum nu mai la montaj, acum mai în direct. Leveticul, capitolul 6, versetele 12 și 13. Leveticul, capitolul 6, versetele 12 și 13. Cuvântul Domnului vorbește astfel. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să prindă lemne pe altar, să așeze ardea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Carina a venit la mine într-o zi, săptămâna aceasta, și mi-a spus că are un proiect de făcut la școală. Tema acestui proiect era legată de o comparație ce trebuia făcută între Biserica Penticostală și lui Jehova. În mintea mea m-am gândit în momentul acela Doamne, dar nu puteai să-ți alegi și tu un subiect mai ușor, mai simplu. Ai mers tocmai în teologie sistematică, dar, mă rog, e fata tatii, n-aveți ce face. Și a trebuit să o urmăresc să văd cum gândește și am încercat să-i prezint puțin niște lecții scurte de exegez, de hermeneutică, de cum să gândească, cum să cerceteze. Și la un moment dat m-a chemat să-mi arate cam cum crede ea definiția despre pentecostal. Nu i am spus. Nu i-a spus pentru că m-a încercat o tristețe. Și a spus în sinea mea atunci: câți oare știu să definească pentecostalismul? Câți dintre cei ce venim la biserică? de cei ce. Ne manifestăm cum ne manifestăm. Vorbim cum vorbim. Pretindem că avem ceea ce avem. Știm să definim pentecostalismul. Sunt astăzi studii ce se fac despre mișcarea pentecostală. Din păcate, sunt astăzi păstori penicostalce, vin și parcă încearcă să se scuze pentru neînțelegerea fenomenului, pentru uh, lipsa de claritate din viața lor, din gândirea lor uh, și din modul în care percep totul în jurul lor. Și datorită acestui gând. Vin în fața dumneavoastră cu o meditație ce am intitulată: Să nu se stingă deloc. Să nu se stingă deloc. În două versete de două ori este această repetiție: să nu se stingă deloc. Și după ce am avut discuția aceasta, m-am dus singur și vă mărturisesc că am stat înaintea lui Dumnezeu și m-am consumat înaintea lui. M-am gândit la biserica lui Hristos ce ar trebui să fie mai înflăcărată ca oricând. M-am gândit la predicator ce ar trebui să fie mai plin de putere, mai mult ca oricând. M-am gândit la cântări și la rugăciuni. M-am gândit la stările prin care trecem și la modul în care ne manifestăm și am zis, ceva trebuie să fie. Și mintea mea a reapărut acest gând, să nu se stingă deloc. Avem număr de urgență pentru foc. Dacă vedem cumva că este undeva foc, punem mâna pe telefon, sunăm și ne așteptăm să auzim sunetul pompierilor. Și vrem să vedem cum cineva intervine și stinge. Din păcate, în zilele de astăzi, parcă există un astfel de suflu pompieristic ce stinge Duhului Dumnezeu, ce stinge focul din biserici, ce stinge focul din viața credincioșilor, pentru că suntem mult prea pierduți în tradiții, în obiceiuri, în liberalism, în forme, în tot felul de manipulări psihologice. Orice facem, parcă tânjim pe de-o parte să vedem cum Duhul lui Dumnezeu ar lucra, dar am vrea să-L canalizăm într-o direcție și într-o formă, sau pe de cealaltă parte să nu-i punem nicio barieră, și dar fără să plătim noi vreun preț. Și rezultatul în final este o biserică stinsă, o viață stinsă. Ridicăm mâna pentru câteva momente și după ce s-a stins totul, ai lăsat și tu jos. Ne rugăm și dacă este un val, în loc să mergem pe el, mergem cât credem că putem și se stinge. Predicăm și când predicăm, dacă nu ne intervine intereselor noastre situația, stingem. Și totuși singurul foc ce nu trebuie stins este focul divin, este focul de la Dumnezeu. Singura calitate ce face diferența între Biserica lui Hristos și orice altă formă, indiferent cum este numită ea, este focul divin de la Dumnezeu. Doamne, cât îngesc după acest foc. Și Doamne, cât îmi doresc să văd manifestat acest foc. Când am auzit cuvintele prin fratele Călin, să vii cu așteptare înaintea lui Dumnezeu, ne-am dat seama că acestea sunt niște atenționări ale stărilor prin care trecem ale secularizărilor constante ce le resimțim asupra noastră, asupra bisericii, de pretutindeni. Și totuși, în această seară, dacă în inima ta mai există acea mică stare, acea mică așteptare, acea mică dorință ca să vezi neprihănirea Lui Dumnezeu, să vezi gloria Lui Dumnezeu, spun în această seară, nu lăsa focul să se stingă! Chiamă-l pe Duhul lui Dumnezeu. cere să vină și să mistuie tot, să ardă tot și să pune trupul tău să ardă ca o torță vie pentru Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Citeam cuvântul acesta din Levitic. Și prima caracteristică ce aș vrea să aduc înaintea voastră, am pus-o fiecare aceasta, începând cu litera D, ca să ne rămână mai ușor în minte. Și prima caracteristică a acestui foc, ce nu trebuie să stingă deloc, este domeniul lui. Să înțeleg și să pricep și dumneata că în momentul în care am avut de-a face cu Dumnezeu. În momentul în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, mai ales noi ortodoxi. Adică cei care pretindem că l-am cunoscut pe Dumnezeu, că am avut o tradiție, o religie, acei ce pretindem că stăm bine la capitolul cunoașterii lui Dumnezeu și adâncim relații cu Dumnezeu, s-a întâmplat ceva în viața noastră ce a schimbat totul. Și a fost acel foc de sus ce a coborât peste noi. Și ne-am dat seama că nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem din momentul acela lui Dumnezeu. Și dacă vrei ca focul Dumnezeu să nu se stingă, trebuie să înțelegi că trupul meu, trupul dumitale, mintea mea și mintea dumitale, voința mea, sentimentele mele, toate sunt domeniul lui Dumnezeu. Toate aparțin lui Dumnezeu. Și atunci când te prezinți în fața Lui, vii cu această așteptare și dorești să fii mistuit, să fii ars de focul lui Dumnezeu. Este domeniul lui Dumnezeu. Cuvântul spune să aduci focul acesta, să-l pui pe altar, să ardă pe altar. Ce este altarul pentru noi în zilele de astăzi? este trupul, Pavel spunea foarte clar, nu știți voi că trupurile voastre sunt ce? În momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, tu nu-ți mai aparții. Asta nu pricepem noi, pocăiții. Asta nu înțelegem că în momentul în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, nu ne mai aparținem, ci noi de bună voie, atingi de focul Dumnezeu, am declarat, Doamne, de azi înainte, eu sunt al Tău. Dar știi ce se strică totul? De ce se stinge focul? Pentru că vrei trupul tău să-l menții pentru tine. Vrei ceva din mintea ta. Vrei ceva din sentimentele tale, vrei ceva din gândirea ta, încă să mai fie după cum vrei tu și nu după cum vrea Dumnezeu. Mulți se întreabă, de ce nu l mai simt pe Domnul? Ați auzit formula asta, zice, merg în biserică cum sora poate să laude așa pe Domnul? Cum fratele poate să laude așa pe Dumnezeu? Eu de ce nu mai simt? Știi de ce nu mai simți? Pentru că undeva în gândirea dumitale, undeva în emoțiile dumitale, undeva în trupul dumitale, ceva nu ai lăsat să fie ars de Dumnezeu. Focul lui Dumnezeu este prezent în adunarea celor sfinți. Focul lui Dumnezeu se coboară de fiecare dată, pentru că acolo de sunt doi sau trei adunați în numele Lui. Iisus Hristos este prezent, Duhul lui Dumnezeu este prezent, este fericire pentru Dumnezeu să fie prezent în mijlocul nostru. Dar știți de ce nu ajungem să trecem și să rămânem în această stare constantă în care să fim plini de pasiune pentru Dumnezeu? Pentru că atunci când venim înaintea Lui cu trupul nostru, cu mintea noastră, cu sentimentele noastre, focul mai întâi ca să-și facă efectul, ca să ne țină mereu în flăcări pentru el, trebuie să mistuie zgura ce atât de mult am acumulat-o. Un singur am auzit, dar să știți că a fost puternic. Repet, nu te poți ruga, nu poți cânta, nu poți dărui, Ești inconstant, azi ești sus pe munte, mâine ești în vale Astăzi ești gata să ridici mâinile și dacă ar fi ca să scrii ce În secunda aia, să-i pune frate Lazar, În secunda aia scrii ce mai mulți și pe urmă ai regrete Azi ești gata să îmbrățișezi pe toți Uitați-vă că în vine focul lui Dumnezeu Cum mergi și vorbești și stai și Și după două secunde dintr-o dată îți dai seama Stai că acolo am avut ceva S-a oh, oh, stins. S-a stins. Spune Cuvântul Dumnezeu că focul trebuie să ardă pe altar. Și pe altar, când aduci totul, mai întâi trebuie să fii curățit. Noi vrem manifestări ale Duhului Sfânt. O, oh, Doamne, primul le doresc din toată inima mea. Vreau să văd minunile lui Dumnezeu. Vreau să văd semnele lui Dumnezeu. Vreau să văd manifestarea lui Dumnezeu. O doresc din tot sufletul meu. Dar știi ce nu vrei să vezi? Să te ardă. Nu vrei să te ardă. Nu vrei să ți ardă din mândrie. Nu vrei să ți ardă din orgoliu. Nu vrei să ți ardă din reputație. Nu vrei să ți ardă din încăpățânare. Nu vrei să ți ardă din concepțiile tale. Nu vrei să ardă. O, oh, dacă s-ar putea beneficiile acestei arderi divine să fie cât de multe, dar fără să mă frigă pe mine. Dacă poate să-l miste pe altul, dar nu pe mine. Dar pe iubiților, Dumnezeu a poruncit de sus focul să ardă pe altar. Să vă aduceți, spunea Apostolul Pavel, trupurile voastre ca ce? Ca o jertfă cum? Vie și mai cum? Sfântă și mai cum? Plăcută lui Dumnezeu! Doamne, dacă am multe expus, spus, Pavele legate de foc, nu se poate din prima să procesc? Nu se poate oare din prima să am vedenii? Nu se poate oare din prima să am darul vindecărilor? Nu se poate din prima să merg și să spun că Domnul mi-a dat focul divin? O, se poate! Dar mai întâi, predă domeniul cu aparține. Predă-i trupul tău, predă mintea ta, predă viața ta lui Dumnezeu ca focul să ardă pe altar. Aceasta este chemarea și aceasta este pasiunea noastră: să ne aducem trupurile noastre înaintea lui Dumnezeu. Să aducem trupurile noastre. A doua caracteristică acestui foc ce nu trebuie să stingă este disponibilitatea noastră. Priate este domeniul lui, apoi este disponibilitatea noastră. Credeți dumneavoastră în această seară, dacă Domnul a profețit lucrul acesta și a spus profetul o în vremurile din urmă, credeți că se referă doar la cei care vor trăi ultimele clipe? Sau, de fapt, a fost o promisiune plină de putere în care focul Dumnezeu se manifeste prin putere? Adică, în vremurile din urmă, adică, că mulți nici măcar nu vor mai vrea să audă de mine. Aici este chemarea de a fi disponibil pentru Domnul. Când mulți nici nu mai vor să mai înțeleagă că e necesar focul lui Dumnezeu, că e mai necesar decât a teoretiza despre Duhul lui Dumnezeu, e mai necesar să fii plin de Duhul lui Dumnezeu mai mult decât a avea o formă, mai mult decât a avea un obicei, mai mult decât a fi cineva. E necesar, e obligatoriu să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, să fii plin de focul lui Dumnezeu, să te recunoască că ești plin de puterea lui Dumnezeu. Imaginați-vă, frate Călin, cum ar fi dacă am venit cu un astfel de foc în inima noastră și având o astfel de așteptare, Doamne, tu tot ai ars, tot ce a fost paie, tot ce a fost nevaloros, tot ce am venit eu, știți ce mă doare ziua de astăzi, că noi încercăm să învățăm Duhul Sfânt. Noi încercăm să-i dăm lecții, până și cei care spun că nu-l învață și aceia care pretind că au primit tot felul de libertăți în Duhul. Dacă nu faci ca ei și nu spui ca ei, ești anatema, nu ești în Duhul Dumnezeu. O, ar vrea să spun, când Duhul lui Dumnezeu coboară, toată adunarea este afectată. Când Duhul Dumnezeu coboară, bunicul este binecuvântat, bunica este binecuvântată, tatăl este binecuvântat, mama este binecuvântată și copiii, copiilor noștri vor fi plini de darurile Duhului Dumnezeu. Pentru că ești dispus în fiecare dimineață, spune cuvântul, așa am citit în această zi, în fiecare dimineață, versetul 12. Focul, ca să nu se stingă, trebuie întreținut. Trebuie întreținut. În fiecare dimineață. E obositor pentru un pentecostal, ghilimele de rigoare spun acum, care nu are o disciplină spirituală, care nu înțelege că pentru a arde acel foc puternic, pentru a avea acea stare de esență, nu este doar forma de program, de serviciu spiritual. Nu este doar cât de frumoasă ar fi așa zisa închinare, așa zisa stare, așa zisa rugăciune, ci adevărata închinare între al Dumnezeu, adevărata stare de greutate autentică între al Dumnezeu. Este atunci când ești disciplinat ca fiecare dimineață să te trezești prin Harul Lui să spui, Doamne, vreau să fiu mistuit de focul Tău. Vreau să fiu atins de focul Tău. Vreau să am acea așteptare divină. Vreau să văd ce mai faci, să văd cum mai descoperi, să văd după ce ai topit tot ce este nevrednic, să văd cum vei începe și vei curăți aurul, să văd cum va străluci biserica lui Hristos. O, Doamne, îmi doresc lucrul acesta! În fiecare dimineață, fără oboseală și fără pauză, fără negocieri, fără întrebări, fără a sta să te gândești oare cum va fi, și să spui în fiecare dimineață, eu și cu Dumnezeu Sfânt. Eu și cu Dumnezeu Sfânt. Eu și cu Hristos, eu și cu Tatăl. Focul tău. Va arde necurmat. Nu se va stinge deloc. Pentru că sunt disponibil. Îmi arăt disponibilitatea. Ați auzit de foarte multe ori de frați care au cochetat cu pentecostalismul. Frați care n-au fost la început de acord cu noi, dar au înțeles ei că ceva se întâmplă, că ceva este. Numai că au zis da. Uh, vreau să înțeleg și eu. De fapt, unul dintre profesorii mei uh, de la um, Doctor of Ministry îmi spunea, oh, zice, știu că ești pentecostal Și uh, vreau să-ți spun că și eu am încercat odată. Și am zis, bravo, odată, sigur te-a atins Dumnezeu odată. <laughs> sigur. Uh, el a mers la stăruință, zice, și, și ce ai făcut? L-am întrebat, am intrat eu uh, intenționat în jocul acesta. Ce ai făcut? Și îmi spune, uh, am la stăruință și. știam ce urmează. M-am uitat în jur. Zic, bravo, nu mai ai nevoie să-mi spui nimic. Te-ai uitat în jur. Dacă nu mă te uiți. Și dacă vrei numai să stai la o depărtare de foc, îți dorești teoretic biserica să fie în flăcări. Îți dorești teoretic să vezi cum păstorii sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Îți dorești teoretic să vezi copiii, să vezi tinerii, că sunt plini de Duhul lui Dumnezeu. Numai uh, să fii observator. Și dacă se poate să vezi toate lucrurile acestea, dar să nu fii în ele. Spune cuvântul Domnului că focul să ardă pe altar, să nu se stingă deloc în fiecare dimineață. Pentru că trebuie să-ți mai arezi disponibilitatea în ceva când ai de-a face cu Dumnezeu. Trebuie să vii cu mulțumire. Cu mulțumire. Poate că nu v-ați aștepta la asta, dar am fost atât de uimit când am citit și mi-am subliniat în Biblia mea, spune, după ce preotul aprinde lemnele pe altar, să așeze ardea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea, ce fel de grăsime? Jerfilor de mulțumire. Noi vrem să fim atinși de Duhul lui Dumnezeu. Noi vrem să fim plini de Duhul Dumnezeu. Noi vrem să ardem pentru Domnul, să se vadă, să știe că suntem plini de Duhul lui Dumnezeu, dacă se poate să năducem aduce mulțumire. Și ne mirăm, zice, grăsimea jertfelor de mulțumire. Să ai mulțumirea în inimă, să o porți în suflet, să o porți în minte. Să o porți în orice împrejurare știind că ceea ce face diferența între tine și ceilalți este prezența binecuvântată a focului Dumnezeu. Și în al treilea rând, dragii mei, să nu se stingă focul deloc pe lângă domeniul lui și disponibilitatea noastră, în al treilea rând, prea iubiților, este dedicarea noastră. Dedicarea noastră. Când am început slujirea de pastorație, am început să învăț și cum se face un foc. Eu am crescut la bloc, la apartament. Și aveam gaz metan, dădeam simplu drumul și era în regulă. Puneam flacără, deci puneam, să știți, chibritul. Nu se aprindea chiar așa din senin, dar... Când am început slujirea, în zona în care am început, în bisericii pe care le-am slujit, în România încă nu era conductă de gaz pe acolo, chiar că era oraș. Și dimineața era cel mai greu. Dimineața era cel mai greu. Așa, când ai mai fi vrut să mai dormi, dar te-a trezit ceva, frigul. Mă trezea frigul. Și acum, să vedeți cât de cuminte am fost doamna mea, arde focul. Și doamna mea zicea, domnul meu, vezi tu dacă arde. Trebuia să mă dedic, trebuia să, să mă arăt disponibil, trebuia să, să mențin uh, flacăra, înțelegeți? Și pentru asta trebuia să merg să fac focul. Dar e nevoie de dedicare. Mulți am vrea dintr-o dată. Dintr-o dată. Să fiu dintr-o dată cel pe care Domnul folosește în vindecare. Dintr-o dată să fiu cel pe care Domnul folosește în descoperirea tainelor dintr-o dată să fiu recunoscut că sunt plin de Duhul Dumnezeu. Numai că Domnul zice, auzi, auzi, eu vreau focul să nu se stingă. Dacă aș face așa dintr-o dată, a însemna că ești un foc de, de paie. Cum te-a prins de repede, tot la fel te stingi de ușor. Te-ai aprins și te-ai stins. Și atunci am învățat tot procesul. Că trebuie să pregătesc cu migală tot că trebuie pe urmă să fiu atent și să încurajez, că trebuie câteodată să suflu mai încet, câteodată mai tare, dar niciodată n-a fost la fel. Îmi spuneam de foarte multe ori când aprindeam focul, mâine deja am să fiu maestru, mâine îl voi aprinde foarte ușor. Să știți că mâine era mai greu ca astăzi. Dacă vreau să fie căldură, dacă doream să ardă focul, trebuia să-mi arăt disponibilitatea mea, trebuia să-mi arăt dedicarea mea, trebuia să arăt că sunt interesat de lucrul acesta și să am perseverența de a sta în acest domeniu. Câte biserici nu s-au stins, câte treziri nu s-au stins, câți predicatori nu s-au stins. De curând am auzit un astfel de predicator. Îl știam din copilărie, vorbea așa de bine, atât de înflăcărat, și astăzi avem atâți predicatori care s-au stins și trăiesc din cenușa trecutului. Pe iubiților, vă îndemn în seara aceasta, lăsați cenușa deoparte. Lăsați cenușa deoparte și haideți să aprindem un foc nou. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să dorim prezența lui Dumnezeu. Haideți să dorim slava lui Dumnezeu. Haideți să-L chemăm pe Domnul să ardă în viețile noastre. Haideți! Haideți să-L lăsăm pe El, să vină pe altar, să mistuie, dacă ai de mistuit ceea ce este nepotrivit, să dea la o parte. O, Doamne! Dacă trebuie să ne facă să strălucim prin ardere, să o facă lucrul acesta. Dar să-l ardă focul lui Dumnezeu, să văd biserica plină de focul lui Dumnezeu. Și mi-aș dori din toată inima să văd că astăzi ardem la o tensiune sau dimensiune, dar mâine să ardem și mai mult pentru Domnul. Și când vine Isus. Să putem să-i spunem, Doamne, Te-am așteptat. Noi și Duhul Tău Te-am așteptat. Putem să strigăm și Duhul și mireasa zic, vino, vino, Doamne Iisuse. Vă invit să ridicăm picioarele înaintea Domnului. Vă invit să ridicăm picioarele înaintea Domnului. Dragii mei, să nu se stingă deloc. să nu se stingă deloc. În loc să ai grijă de tine și de formele tale, în loc să ai grijă de tine și de ambițiile tale sau așteptările deșarte, în loc să te preocupe ce trecutului. În această seară îți fac o propunere. Haideți să venim cu această așteptare divină. Dumnezeu este aici. Dacă eu El a profețit lucrul acesta, dacă Petru a confirmat-o și apoi de atunci, de ani de zile, este un adevăr, focul lui Dumnezeu vrea să ardă, focul lui Dumnezeu vrea să fie viu printre noi, focul lui Dumnezeu vrea să se manifeste printre noi. Haideți să ne recăpătăm identitatea, haideți să ne recăpătăm valoarea, haideți să ne recăpătăm dimensiunea aceea puternică a Duhului Dumnezeu în viața noastră. Îți după focul lui Dumnezeu. Îți dorești și tu focul lui Dumnezeu. Dorești și tu să vorbești în alte limbi, să te întrești cu Pavel, să spui, auzi Pavele, eu vorbesc mai mult decât tine. Vrei să ai parte de descoperiri divine, să spui lui Pavel, oh, vreau să am parte de acestea. Vreau să văd splendoră divine ale Dumnezeu. Vrei să fii cu Dumnezeu până la capăt. Nu lăsa focul să se stingă în fiecare dimineață, în fiecare zi, în fiecare clipă, în fiecare moment când ești în casa Domnului, să nu ai alt gând decât să spui, Doamne, vreau puterea divină peste mine, vreau manifestarea Ta divină peste mine, vreau ungerea Ta divină peste mine. Cu gândul acesta, pe iubiților, haideți să vedem ce trebuie să ardă Domnul în noi ca să ajungă focul lui să arate aurul din noi. Haideți să vedem în rugăciunea care urmează ce ar trebui să renunțăm, ce ar trebui să aducem, ce ar trebui să dăm lui Dumnezeu, cum ar trebui să-i spunem, ce ar trebui să gândim. Fraților, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Avem nevoie. Vreau, Carina, când va preda proiectul, pentru că definiția ei a fost și aceasta, printre altele, că Biserica Pentecostală pune accentul pe manifestarea divină, pe puterea lui Dumnezeu. Așa a scris fata mea, așa a scris și am spus un lucru atunci. Mai adaugă ceva pentru tata, răspund eu pentru asta. Biserica Pentecostală Trăiește în permanență sub puterea lui Dumnezeu. Trăiește în autoritatea lui Dumnezeu. Trăiește în manifestarea divină a lui Dumnezeu. Eu încă mai cred în vindecările divine. Eu încă mai cred în cuvântul profetic. Eu încă mai cred în vorbirea în alte limbi. Eu încă mai cred în cântarea în alte limbi. Eu încă mai cred. Eu încă mai cred aș vrea din inimă Biserica Emanuel, dacă ați avut curajul să fiți de atâtea ori pionieri, vă invit la asta să fim pionieri. Să fim deschizătorii de drumuri, să spunem, renunțăm la tot și la toate, dar ne ținem de focul lui Dumnezeu. Urmărim focul lui Dumnezeu, vrem focul lui Dumnezeu, vrem atingerea lui divină. Ne rugăm cu toții. Amin.